dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Zi de sărbătoare astăzi pentru locuitorii satului Voia din comuna Balșa. După mai bine de un secol de la zidirea bisericii din acest sat, astăzi a fost pentru prima dată sfințită de un sobor de preoți. Nu a fost niciodată ternosită, iar astăzi ne-a învrednicit Bunul Dumnezeu ca să-L avem în mijlocul nostru pe preasfințitul episcop Gurie, Aldeve și Hunedoare. Dumnezeu a binecuvântat lucrările noastre, strădania noastră aici și iată că astăzi am putut să facem ca biserica aceasta să fie mai înfrumusețată, mai bine plăcută înaintea lui Dumnezeu și oamenii să poată să vină să se roage Bunului Dumnezeu, crezând că și rugăciunile lor vor fi împlinite. Locuitorii acestui sat au venit cu mic cu mare, unii dintre ei îmbrăcați în costume populare, pentru a marca marele eveniment, atât de important pentru comunitate. Este o zi foarte importantă pentru comuna Balșa și pentru locuitorii satului Voia. S-au adus foarte multe îmbunătățiri, biserica cu ani în urmă arăta foarte rău și acum o vedeți cum arată. Având sprijinul guvernelor României, Consiliului Județean, Consiliul Local Balșa, a locuitorilor satului Balșa și a mulți care au vrut să dea o mână de ajutor ca această biserică să arate cum se vede frumos. Deși lucrările de construire a lăcașului de cult au început în anul 1882, doar 4 ani mai târziu a fost ridicată, însă cu un preț. Preotul care sluja în acest lăcaș de cult a decedat imediat după finalizarea lucrărilor. Biserica e construită în anul 1882 până în 1886, sub patronajul sau sub îndrumarea preotului Belea Avram, de aici din sat, locuitor al satului, dar nefericitul eveniment, la terminarea bisericii, preotul a decedat. La biserică aproape au rămas doar zidurile din ceea ce a fost. A fost tencuită cu pământ, iar acum este tencuită cu ciment și cu var și exteriorul. S-a reparat acoperișul, s-a reparat turnul, s-a pus cu tablă de cupru, țiglă nouă pe acoperiș și pictură deocamdată așteptăm. Pictură am rezolvat iconostasul pe forțe proprii ale sătenilor și ale preotului și s-a rezolvat niște icoane mari. Deși majoritatea dintre locuitorii satului Voia sunt persoane vârstnice, biserica rămâne pentru ei un loc de refugiu și un loc unde își găsesc liniștea sufletească. Mergem, dar nu putem merge prea tare, prea mult, că suntem... Mă dor cicioarele, dar așa mă duc, îmi place să mă duc. E importantă biserica? Da, foarte importantă, foarte, foarte mult. Oriunde te duci, că dacă te duci într-un vârf de deal de munte, de acolo dacă ești strigat la mine, de acolo te-ai auzi. Mergeți des la biserică? Da. Vine că a fost și crâznic. Eu a fost crâznic aici, dar acum e coptilul în locul meu. Ce e importantă biserica în viața noastră, în viața satului, în viața tuturor. E importantă biserica? Păi sigur că e importantă. Dacă, atunci, după ce trăim pe lumea asta? Dacă nu la casa de rugăciune nu vinim. Ăsta e interesul. Și biserica arată mai bine acum decât în urmă cu 20 de ani. Mai bine, cu mult. La acest eveniment au participat atât reprezentanții ai Comunei Balșa, cât și cei ai Consiliului Județean Hunedoara.